Haideți să vedem sondajul de opinie și apoi să-l comentăm un pic. Vă rog, prima întrebare. Direcția în care se îndreaptă România este una bună, greșită, nu știu, nu răspund. Bună, 14%, greșită, 77% au răspuns, nu știu, nu răspund, 9%. Deci direcția în care se îndreaptă România, 77% cred că este greșită. Încrederea în politicieni. Politicianul e primarul general. Chiar dacă e și politician, dar e primarul general. Este cel care se află în fruntea acestui clasament cu 46%, la egalitate cu Muguri Sărescu, tot 46%, Crina Antonescu, 37% încredere pe locul 3. Pe locul 4 se află Victor Ponta cu 35%, urmat de Adrian Năstase, urmat de Dan Voiculescu cu 21%. Următorii clasați la capitolul încredere se află Traian Băsescu, 11%, Emil Boc, 11%, Daniel Constantin, 10%. Sunteți interesat de alegerile parlamentare? Da, 53%, nu, 45%, nu știu, nu răspund, 2%. Destul de interesant acest răspuns, 53%, doar 53% aș spune, sunt interesați de alegerile parlamentare. Estimarea participării la vot pentru alegerile parlamentare. Spun că ar participa la alegeri 38%, aș zice, doar 38%. Nu participă 47%, nu sunt în țară, 15%. Intenția de vot pentru parlamentare. USL 58%. PDL 19%. Partidul Poporului 9%. UDMR 5%. Aceasta mi se pare o întrebare interesantă cu privire la intenția de vot. PRM 4%. PER 3%. PNG 1%. UNPR 0,0%. Intenția de vot pentru Parlament, dacă nu ar exista Uniunea Social Liberală, ce ar fi voturile pe partide, 37% PSD pe primul loc, PNL 19%, PDL 18%, Partidul Poporului 9%, UDMR 5%, PC 4%, PRM 4%, PER 2%. Sunteți de acord cu noua propunere de organizare administrativ-teritorială a României? Da, 29%, nu, 59%, nu știu, nu răspund, 12%. Stânga versus dreapta, categorii. Cât spun despre ei că sunt de stânga 20%, de centru 34%, de dreapta 19%, nedefinit 27%. Este o întrebare cât se poate de simplă. Ce opțiuni politice aveți? Sunteți de stânga, sunteți de dreapta? Care este punctul ăsta de vedere?